Ministrul transporturilor Ramon Amănescu a declarat că o colaborare cu investitorii chinezi ar putea fi de ajutor României în dezvoltarea infrastructurii. Avem un buget insuficient, iar fondurile europene și bugetul de stat nu acoperă nevoia pe care o avem în dezvoltarea proiectelor de infrastructură. Cred că prin acest parteneriat vom reuși, într-un timp destul de scurt, relativ scurt, să rezolvăm o mare parte din problemele pe care le avem în domeniul acesta al infrastructurii de transport, și feroviar, și rutier, și naval. Ministrul transporturilor va participa marți alături de primul ministru al României, Victor Ponta, și de premierul chinez Li Keqiang la forumul economic și comercial China-Europa Centrală și de Est, care va avea loc la Palatul Parlamentului. Aici va prezenta delegației din China o serie de proiecte. Unul dintre ele, cel mai important poate, este inelul feroviar al capitalei, care ar facilita accesul în București pentru locuitorii din Ilfov și nu numai. Se desfășoară pe o lungime de 82 de kilometri, având 12 stații CFR. După evaluarea noastră, acest proiect s-ar ridica la aproximativ 350 de milioane de euro. Din discuțiile pe care le-am avut cu partenerii chinezi, vă pot spune că ei sunt foarte, foarte interesați și de dezvoltarea unor proiecte de infrastructură, fie pe Dunăre, fie în portul Constanța. Aici, Ministerul Transporturilor a identificat deja două mari proiecte de anvergură. Molul 3 din portul Constanța, care presupune dezvoltarea capacităților logistice și de transport intermodal în portul Constanța, precum și canalul Dunăre-București. Aproximativ 1000 de reprezentanți ai sectorului privat, public și de stat vor fi prezenți la reuniune, care are loc în contextul în care China și Uniunea Europeană s-au angajat să crească schimburile comerciale de la 580 de miliarde de dolari anul trecut la 1000 de miliarde de dolari până în 2020. De 9 ani consecutive, Europa este cea mai mare piață de export a Chinei, în vreme ce aceasta este pentru livrările externe ale Uniunii Europene a doua piață ca mărime, depășită doar de Statele Unite.